nașterea Domnului. Pentru noi creștinii, nașterea Domnului este motivul sărbării Crăciunului. Acest mare eveniment a fost profețit cu mult timp înainte. Cunoașteți cine au fost în Vechiul Testament oamenii care au prorocit venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe pământ? Cu siguranță cunoașteți că în Vechiul Testament întâlnim oameni credincioși care au prorocit venirea lui Mesia pe pământ cu sute de ani înainte de nașterea lui. Aceștia sunt prorocii sau profeții de la care aflăm când, unde, cum și din cine s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După dimensiunea scrierilor prorocilor, aceștia se împart în profeți mari și profeți mici. Unul dintre profeții mari a binevestit nașterea Domnului dintr-o fecioară zicând: pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Cunoașteți despre ce proroc este vorba? Sunt sigur că și voi cunoașteți pe evanghelistul Vechiului Testament, adică pe profetul Isaia, un alt profet a prorocit. Și tu, Betleeme, frata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși stăpânitor peste Israel, iar obârșia lui este dintr-un început din zilele veșniciei. Voi știți despre ce proroc este vorba? Cu siguranță că și voi ați auzit de profetul Miheia, care a profețit ca loc al nașterii Domnului Betleemul. La nașterea Domnului au venit să-i se închine îngerii, păstorii și cei trei crai din răsărit, Baltazar, Melchior și Gaspar. Aceștia, fiind călăuziți de o stea minunată, i-au adus daruri: aur, smirnă și tămâie. Sărbătorile reprezintă pentru noi creștinii momente de bucurie sfântă. De aceea, trebuie să ne pregătim atât pentru trup, cât mai ales pentru suflet, astfel, prin post, rugăciune, spovedanie, sfânta împărtășanie, împodobirea bradului, primirea și oferirea de daruri celor dragi, curățenie în casele noastre. Cunoașteți voi în ce mod mai vestesc creștinii sărbătoarea bucuriei nașterea Domnului? Nașterea Domnului este motivul sărbării Crăciunului. De aceea creștinii vestesc această mare sărbătoare a bucuriei prin intermediul colindelor. În satele din Banat se păstrează tradiția ca în seara de ajun să se strângă tinerii și copiii încete de colindători care merg din casă în casă cu colindul, iar gazdele îi răsplătesc cu colăcei, cârnați și bani pe colindători. Acum, haideți împreună să-i aducem slavă pruncului Iisus, care s-a născut în ieslea sărăcăcioasă din Betleem, cântând cu toții colinda toată obștia creștinească.
temă de reflecție după vizionarea acestui material. Notați în caiete câteva idei referitoare la sărbătoarea nașterii Domnului și a semnificației acesteia în familie, folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă.